Salutare, prieteni din studioul din București al Columna TV. Sunt Boris Nicolov și urmăriți discuția zilei. O emisiune în care împreună cu Salutare, Sebastian. Salut, Boris, mă bucur să revin ca de fiecare dată. Să-i dăm drumul. Vorbim despre președinții astăzi, despre un fost și despre un ales. Da? Corect. Păi, la reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern desfășurată la Budapesta, Budapesta fiind la conducerea Uniunii Europene săptămâna trecută, Klaus Iohannis ne-a mai oferit, președintele nostru, dragul și iubitul nostru președinte, ne-a mai oferit o mostră de nesimțire și de mitocănie diplomatică. Doar coborât, le explic telespectatorilor, după ce a coborât din autoturism, în loc să se ducă, să dea mâna cu gazda, s-a întors cu spatele la ea și asta de vorbă cu, mă rog, cu tipa aia care, cu protocolul. Și de-abia după aceea s-a întors. Băi, după faza cu paltonul de acum 11 ani, de la începutul mandatului, o a doua mostră de... Este, cum să zic, acest domn care va încheia pe 21. Care domn, mă, că domnul înseamnă să fii, a să fi ai o anumită conduită, respect față de oamenii care mi-au ales. Sincer, îmi aduce aminte de un personaj din opera marului scriitor, Marin Preda, Dumnezeu să-l odihnească, care arată modul de-a dreptul grotesc al unei avariții, că practic este un avar, un om da. Care are chiar niște Păi da, este un om avar, este un om care înainte de toate s-a pus pe sine însuși în fața cetățenilor săi, celor care l-au votat și eu nu, sincer îți spun, aici îi se trage toată aroganța, să zic așa, e un fel de mini cult al personalității. Eu spun că am văzut asta în 2019, pe vremea asta când era în campanie pentru prezidențiale, da, și când o femeie a fost sacrificată și făcută albie de porci. În 2019, da, adică doamna Viorica Dăncilă, eu nu apăr, dar în primul rând dânsa era este o femeie, trebuia respectată în primul rând ca femeie și după aceea ca politician încercai, dar a fost dezmembrată politică, spun în ghilimele. Și ca om a fost. Și ca om, adică gândește-te că de atunci practic a fost un apogeu al unui mandat care era de la sine înțeles că va fi votat și dacă țin foarte bine aminte în spectacolul ăla aranjat din aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I din București, sigur că acolo a fost, cu marii noștri corifei ai presei din mainstream care s-au vândut pe câteva sute de lei, în ghilimele sute de lei, la întrebările servite, cum a spus că va fi un deschizător în politică externă, dacă nu mă înșel, în educație, și în așa zisă România prosperă, mă rog, hai că asta cu România prosperă, a venit apocalipsa, Doamne iartă-mă. A venit pandemia, s-a dus naibii cu toată creșterea economică, dar rămân două lucruri. Politica externă, care e zero, dacă tragem linie, n-a făcut nimic, în afară de mari excursii diplomatice, bani trecuți la secret, că nu știm. Băi, asta e, cum să spun eu, hai, în primul mandat, am mai avut, băi, el s-a rupt complet de electorat și de toată lumea și de clasa politică. Și să luăm așa, în primul mandat a dat o dovadă cât de cât, un președinte cât de cât. Băi, în al doilea mandat a dat dovadă de, și-a lăsat toate scrupurile la o parte și a dat dovadă de aroganță, lipsă de respect. N-a respectat nici măcar principiile democratice, transparență, nici nu putem vorbi de transparență. S-a scufundat în lux, în nepăsare și în opacitate totală. Și opulență, dragă. Și opulență, da. Lux, și zic eu o întrebare. Știi de ce a făcut toată chestia asta în al doilea mandat? Pentru că putea. Una la mână și doi la mână, fiindcă a crezut în promisiunile deșarte ale liderilor occidentali și transatlantici care l-au dus cu zăhărelul. Și a zis că el este deasupra tuturor și s-a crezut cumva, nu vreau să-l compar cu un dictator african, dar România părea o colonie africană, deci din gesturi și din manifestări. Fiindcă dacă la sfârșitul acestui mandat, al doilea mandat al său, da,
nu neapărat politolog, cine vrei să facă o analiză clară la cheltuieli, la realizări în diplomație. Nu s-a întâmplat absolut nimic pentru noi în plan diplomatic. Eu nu cunosc nicio mare... Un invitat din emisiunile precedente spunea, ce a lipsit în așa numitele vizite făcute de el, de fapt a fost excursii, a lipsit complet partea economică. Diplomație economică zero absolut. A spus-o domnul Silviu Pledoiu. Păi a spus-o domnul general Silviu Pledoiu. Tot respectul pentru domnia sa, dar nu uităm că România este o țară super bogată. E pamflet ce spun acum. Noi nu mai aveam nevoie de diplomație economică. Tu ai PIB-ul cel mai mare din Europa Centrală. Deja exagerăm. Da. Sincer, este de-a dreptul jignitor, fiindcă toată lumea s-a raportat la cultul personalității a lui, deja la Nicolae Ceaușescu, Ion Iliescu, dar omul ăsta cred că întrece și pe Ceaușescu și pe Dej într-o oarecare măsură. Și o spun acum foarte serios, fără a mai fi, a mai lua la bășcălie în pamflet, da? Adică și ultimul gest, dar s-fi dat pe Victor Orban. Băi, înțeleg că ai o boală cu ăsta, e cum e văzut, dar băi, gândește-te că Victor Orban încă e la butoane în Ungaria. Și încă e la butoane, nu numai în Ungaria, dar și la Uniunea Europeană. Și să nu uităm că într-o măsură mai mare sau mai mică depinde finalizarea și concretizarea admiterului Schengen. Și mai ales în contextul în care Austria a dat de înțeles că a renunțat la veto. Și nouă ECD, în Organizația Economică... De o Organizație Europeană de Cooperare și Dezvoltare Economică, corect? Păi, și... Da, zi... Și practic tu ce faci? Terminul, deci dânsul este frustrat că a alergat după mai mulți iepuri, n-a prins niciunul și cumva e pe ideea, bă, dacă tot plec, după mine pe topul. Știi, da. Un fel de Ludovic al XIV-lea gele soare. Da. Mai, cum spune, după destrăbălarea pe banii publici din al doilea mandat și secretizarea cheltuielilor cu călătoriile în interes strict turistic, hai să o spunem, Hakuna Matata, ceva de genul ăsta, era normal ca ăștia, deci elementele decizionare, factorii decizionari din NATO, din UE și așa mai departe, să fie atente la acest comportament al lui, discrețional, opulent. Deci, că vorba aceea, toate statele au ambasade și ambasade informează. Uite bă ce face favoritul vostru, îl preferitii pentru NATO. Uite ce face. Din păcate, nu știu dacă am învățat lecția asta. E o lecție destul de dură, fiindcă nu vreau să pronunț nume în seara asta, dar este un corifeu care a spus în prime time la o televiziune, așa zis, unde practică un jurnalist de sorginte americană, da? Că unde se ducea președintele Klaus Iohannis, actualul președinte al României, da? Toată lumea era extaziată la NATO, la Consiliul Atlantic, în Statele Unite, oriunde se vedea viziunea geopolitică a dânsului. Apropo, n-a scos o surpriză, că o să scrie o carte acum, aventuri geopolitice, nu știu. Pas cu pas, acum salt cu salt. Salt cu salt. În lumea globală, nu știu, îi dau o idee de carte. Domne, mai e o problemă la omul ăsta. Deci, a avut grijă ca coaliții dânsului să fie, să prindă funcții bune, unii să se cristalizeze în acele funcții, să se cimenteze, că nu găsesc cuvintele. Pietrifice, cum zicea domnul Henry. Da, domne, să se pietrifice niște funcții. Ele au eu pitit. Pe la administrație, pe la instituții, liste pe electorale. Ba, pe la parlament. Pe la CCR, pe la Curtea de Conturi, adică pe salarii grase. Domne, ai fost consilier, două mandate, consilier prezidențial. Du-te, domne, și lucrează în privat, te întorci tot la stat. Nu te supăra, că ai avut rang de ministru, ai avut tot ce ți-a trebuit. Dacă ești un om competent, te duci în privat, îți faci o firmă, îți faci un... Nu stai să plângi, aoleu, mă bagă și pe mine în fondul ăsta de la proprietatea, în Consiliul de Administrație. Da, mă bagă și pe mine la administrație, mă bagă și pe mine la... Bă, e... Și a cam răsplătit aia care iau iesmenii care i-au avut în jurul. Dar hai să spunem o chestie. Cine e de vină că el a ajuns acolo? Premierul de la Grifco, cum bine i-a zis. Deci el a fost omul PSD-ului. A fost omul și al PSD-ului. Cine e de vină? În primul rând, e Crin Antonescu. Și Victor Iorel. Care l-a adus vicepreședinte direct la PNL, că vai domnule, a răsturnat munții cu Sibiu. Da. Așa? Și în al doilea rând, PSD-ul. Pot. Care nu i-a dat niște contracandidați pe măsură, adică era ușor de bătut individul ăsta. Mine, Victor
Viorel Ponta a căzut capcană și ăsta tinericii. Dar și ăsta avea atunci o cădere spre panta asta egocentristă a cultului personalității. I-a făcut-o partidul. Dom'le, cu aia supărat dacă partidul vrea să mă arunce peste hai că nu Victor Viorel Ponta. Bine, nu Victor. După aceea a reușit el să manevreze lucrurile, să-i deține pe la PSD, să-i dea pentru al doilea mandat, pentru a doua candidatură, o persoană mai puțin pregătită. Păi și eu da, dar de fapt stai și puțin. Că... Dar au demonizat-o. Ea fiind, a demonizat-o, în primul rând, pe fondul legăturii ei anterioare cu Dragnea. Da, dom'le, dar dacă stai de vorbă cu femeia asta, nu e așa cum au făcut ăștia. Nu. Deci ar trebui, în opinia mea, să-i plătească daune morale. Băi, fă bune, intri în mocirlă. Păi știu, da, ți-asum până la urmă. Dar să știi că a ieșit, în opinia mea, doamna Dăncilă a ieșit mult mai decent decât alți politicieni. Da. Așa cum a fost târât în această mocirlă. Băi, și ce-mi place? La o întrunire la liberalilor, Mircea Dinescu era și el acolo în postura de susținător al Nicolae Ciucă. În prezența mai multor liberali, tot din conducere, l-a numit pe Claus, citez, piazarea a României, am încheiat citatul, și o a doua caracterizare, citez, dulap săsesc fără sertarele în care să poți găsi bijuterii sau scrisori vechi. Am încheiat citatul. Domnule, bine, Dinescu e... La aceste metafore ale poetului Portofel, ca să mă exprim, să fiu și un pamfletar, care pentru o sumă consistentă putem face anumit... Nu, acum lăsăm la o parte gluma. E cam târziu ruperea de Claus Iohannis pentru PNL. Noi am spus din vara trecută, dacă ar fi vrut PNL-ul și ar fi avut oameni de acțiune, ar fi avut șansa unui congres... În primăvara anului ăsta, care, mă rog, se încheie peste o lună, o lună ceva, mai câte, 6 săptămâni, nu mai știu. Da, 6 săptămâni încheiem 2024, puteai să faci un congres, o convenție extraordinară. Și atunci debarcai iohaniștii, îi sau izolai, puteai să-l aduci pe domnul de la Pihor, nu? Da, Burdujea. Nu, Burdujea de la București, Sebastian Burdujea, Bolojan. Bolojan, pardon, da. L-aveai pe Burdujea sau l-aveai pe Eduard Helvig? Da. Sau puteai să faci... Cert este un lucru. Iohannis, la momentul actual, chiar dacă prea târziu, este nefrecventabil, e un cadavru politic care infectează electoral orice atinge. Sincer să fiu, nu știu neapărat dacă încă e un cadavru politic, este. Dar sincer nu are ce să mai aducă, să coaguleze, în comparație cu Băsescu, care încă mai are electorat fan. Mare fan. Mai are un bazin cât eu mai. Eu cred că dacă ar candida ar obține lejer un 5%. Da, bine, dacă s-ar, dar nu mai vrea. Eu cred, părerea mea, că acest domn, după ce își va lua pensiile și dacă nu își va avea... de casa? Da. Palatul ăla. Deci, domnule, încă o dată, e o prostie, nu te supăra. Adică ai atâtea case. Nu, eu merg pe ideea. Hai să spun, stai puțin. Nu ai copii. Hai că eu merg și pe ideea asta, că nici eu n-am familie. Dar eu nu m-aș duce, dacă aș fi, să-mi dea statul. Băi, dați-mi... Băi, 1200 de metri pătrați cu piscină. Dați-mi cu... pensia. Ok, pensia o iau. E normal. E pensia drept. E dreptul meu, pază și asigurare medicală. E normal. Bă, dar mă duc, că am 6 case. Nu mai trebuie palatul ăla la aviatorilor. Ce trebuia golf? Mă... Sau luau o casă normală de protocol. Dom'le, asta ce arată? Asta arată opulență, cultul personalității și avariții, cum am și spus. Asta e un personaj din opera lui Marin Preda sau din ce vrei dumneata. Ăsta e un ion al Glanetașului, dacă vrei să o luăm. Din Liviu Rebreanu, ăsta e disperat și toată viața lui cred că a vrut să parvină. Sunt oameni iubitori de arginți, că nu găsesc explicație. Zău, să mă ierte Dumnezeu că dăm acum în parabole, sătești. Serios, nu, suntem oameni serioși aici, nu facem pamflet non-stop, dar e greu. Și România e educată, un mare eșec, un bullshit. Ajung ăștia de te omoară pe stradă, a fost o știre, m-am îngrozit, s-au bătut doi tineri, al doilea s-a ridicat, a luat un cuțit, l-a înjunghiat pe ăla de 19 ani. Păi da, nu e România educată. Și Doamne iartă-mă, nu știu care va fi moștenirea dânsului. Moștenirea Iohannis... Disprețul și lehamitea poporului. Să știi. Nu știu care va fi moștenirea. Nu știu dacă... Refuz să cred așa? Că există vreun național liberal autentic care să aibă respect pentru Iohannis după ce a făcut ăsta ce a făcut partidului. Să spun sincer, nu știu dacă în momentul de față în PNL mai găsești liberali autentici.
Nu cred, nu cred că mai sunt. Adică vrei să spun ceva și știi orice domnului Barala Utechi, cu toate că l-am eu un pic... Pe cine? Cățu. Păi posibil Cățu să fie. Păi posibil, nu știu. Da. E greu, adică da, sincer e... să mergi la Florica cu asta, oricine poate să meargă la Florica cu asta. Și îți mai spun o chestie. Metecnele astea din iohanism și infectarea instituțiilor cu oamenii iohaniștilor va mai dura decenii până societatea va găsi anticorpi împotriva lor, fiindcă sunt mulți disperați să-și conserve banii. Nu numai iohaniști, sunt și PSD-și. Uite la biroul electoral central, e ăla acolo, e la Curtea Constituțională și a făcut o praf și a scos-o. Da, dar eu acum am vrut să accentuez pe treaba asta, fiindcă sunt periculoși. Deci... iohaniștii sunt oameni periculoși, să știi. Nu știu, hai să trecem la un viitor președinte, președintele ales. Vorbeam noi în Statele Unite, n-am abordat noi părerea, dar uite că... Scuză-mă o secundă, trebuie să fac o plastă, că sunt vinut, trebuie să fac o precizare. Deci eu am spus în emisiunea ta despre Donald Trump, că despre el va fi vorba. Eu n-am spus că nu va câștiga, eu am spus public că mi-era frică ca Deep State-ul nu-l va lăsa să câștige. Asta am vrut să precizez. Da. Era chestia era asta. Previzibil. Dar uite că Deep State-ul, poporul a bătut așa numitul Deep State. A câștigat la votul. Deci eu spun așa, dragi prieteni, elefantul a bătut măgarul. Nu. Elefantul este simbolul electoral al republicanilor, iar măgarul, adică animalul care muncește, este simbolul democraților, Partidului Democrat. Băi, noi ziceam atunci că e cam pe limită. Chiar amândoi concluzionasem că e foarte posibil Deep State-ul, sistemul să o avantajeze pe Kamala, că e mai ușor manevrabilă, că poate fi dirijată. Băi, da, a avut, a câștigat zdrobitor vreo 5 milioane, 6 milioane, da, de, 6 voturi, milioane. De voturi, da. În plus la votul popular. Da, da, da. A câștigat toate cele swing states, statele cheie. Da, cele 7 state. Toate 6 le-a câștigat și chiar lejer. Cum să spun eu, a avut vreo 312 electori, a avut cu vreo 60 și ceva. Peste mai... numărul 270, da. De 270. 270, da, scuze-mă. 270. Băi, a avut 300... am văzut undeva, a rupt-o pe genunchi. De fapt, nu pe ea, ci pe democrații. Da, bine, aici e o mare problemă a democraților, că până la urmă și ăștia plătesc prețul aroganței. Și al aroganței și al ideii că ei practic vor fac ce vor, construiesc un alt, o altă societate și au căzut pradă tendinței neomarxism. Neoprogresiste. Hai să zicem, și a culturii woke. Da. La, ei, ce s-a întâmplat atunci, înainte de pandemie? Și îndepărtarea de muncitori. Bineînțeles, și de muncitori, inflație, valul migraționist, problema cu... Astea au fost punctele unde a câștigat. Da, problema cu taxele, problema cu locurile de muncă. Da. Dom'le, problemele geopolitice globale, americanii nu sunt chiar așa proști cum credem noi în Occident aici, îmbătați. Ma, cum spune, ei, am zis și eu la un moment dat, și nu este o jignire, ei au votat cu portofelul, care s-a golit. Păi ei nu au văzut că nu mai au bani să-și acopere cheltuielile. Chestia care e, a avut ea un miliard, peste un miliard democrații, da, au avut bani, peste un... peste un miliard pe care i-a cheltuit în 6 luni. Băi, deci victoria lui Trump nu e de conjunctură, nu e de propagandă, e de convingere a poporului, să știi. Da, da? Practic adică arată... Am văzut aici preambulul Constituției USA, care sunt poate cele mai frumoase cuvinte. Exact, și lucrarea... We are the people, exact. Noi poporul. Exact, și să nu uităm aici, mă întorc la Alex Tocqueville, la Democrația în Statele Unite, care, rog cititorii, o carte fundamentală pentru a înțelege mecanismele democratice americane, cum ai spus și tu, ei nu au vrut să renunțe la drepturile lor și la naturale și imprescriptibile, care înseamnă libertate, libertatea de gândire, de conștiință, proprietatea. Astea erau lucrurile care Deep State-ul și cultura woke și latura asta, care la noi în european încă mi-e frică de ea. Hai să spunem un... atentau. Da. Un european, Joseph Borrell, șeful diplomației europene, după aflarea rezultatelor alegerilor din Statele Unite, a lansat un mesaj în care vorbește despre, citez, rețeta pentru ca UE să supraviețuiască victoriei lui Trump. Bă, de unde atâta frică, bă, față de victoria lui Trump? Trebuie să-și modifice
Trump e un om tranzacțional. Da, dar asta e că e o problemă. Uniunea Europeană este într-o criză, dacă îmi permis, vreau să folosesc și un cuvânt la mainstream, ca la televiziune mainstream, un cuvânt care săptămâna asta l-am tot văzut și l-am auzit, mi l-am notat, am o agendă. N-am venit cu ea, dar data viitoare promis să o aduc. O criză flagrantă de leadership, domne. Este adevărat. Dar oamenii ăștia care au păcălit electoratul, că eu așa văd cu Ursula von der Leyen, acum să aibă curajul doamna von der Leyen, să urce în avion, să se întâlnească cu Donald Trump și să negocieze cum trebuie, exact ce spui și tu, să se negocieze pe niște principii. Dar Uniunea Europeană e slabă, să știi. Este foarte slabă, una la mână, doi la mână. A slăbit economic? Da. Militar, de-abia acum se trezește? Una la mână, corect, doi la mână, până la urmă vezi tu că acum se va vedea adevărata fațeta Uniunii Europene. Dacă băieții ăștia de la noi, care au fost progresiști și sunt încă în... Eu n-am nicio problemă cu ei, dar modul cum plâng și parcă ar fi trăit. Și-au antagonizat candidatul pe când și l-au antagonizat pe Trump pe vremea când era candidat doar. Da, da, să nu uităm și atunci. Bine, și atunci și procesele și nu te uita, să nu uităm tentativa, că eu așa am crezut și atunci, că văzând tentativa eșuată, că numai providența divină l-a salvat atunci, în iulie, când a vrut să-l omoare. Da, atentatul ăla, ce a fost, ce n-a fost, când a scăpat. Aia l-a făcut președinte când el a ridicat mâna plin de sânge. Aia a fost. Cu complicitatea Secret Service, că ai văzut că ei nu au văzut, ăia tot arătau. Pe clădire, ăla a tras două focuri, trei, deci una. Doi la mână, eu nu știu ce pericol reprezintă Trump pentru România, cum tot s-au citat ăștia. Asta voiam să duc, băi, pentru România. Ce dracu, băi, Boris, băi, suntem oameni toată firea, mă. Ce, în primul mandat al lui a suferit tu ce? Păi hai să spun așa. Primul mandat al lui pentru România a fost bun. Da. A acordat sprijin pentru România în materie de securitate. A fost mai mare decât cine a dat Biden. Da. Au crescut alocările, atât de tehnică, inclusiv financiare, pentru România. Transferul de trupe, au construit facilități solide pe teritoriul României sau le-a demarat. Și pornind de la acest exemplu, băi, eu aș cam tempera previziune, mai ales că, la momentul actual, noi avem o carte bună de jucat împreună cu Trump. Și care este? Contractele pe care le avem deja antamate pentru armament, exact. Pentru cu parteneri și furnizori exact. Americani. Dar vreau să spun o chestie. Este într-adevăr, în primul mandat, noi n-am avut niște lideri. Am avut un lider care a venit cu o șapcă. Că cu mare amintire, un semi-lider care ospătar. A fost exact ospătar și tu te-ai făcut de râs cu niște oameni care nu sunt pregătiți să ocupe funcții în statul român. Cu oameni de genul acestora, România niciodată nu poate să progreseze către absolut nicărui. Nu, am tot repetat la tine în emisiune de 11.000 de ori. Nu mai pot să pronunț cuvântul. Noi nu avem un politică și un plan național, un plan de țară. Noi nu avem nimic. N-avem. Și ăștia când se duc la Washington, fac pe inimi mele, cu sărumâna exact cum se duceau la sultan. Pe ce dracu facem? Adică lumea și ăștia, de aud, mai era un cretin, scria pe Facebook că, domne, toate instituțiile europene s-au pregătit pentru victoria lui Trump. Bă, de unde le scoți, mă, băiatule? Ești un fel de mama omida. Băi, citezi niște lucruri. Și la ăștia care sunt ziariști ăștia de curte mei, care au luat bani de la fundații, de unde dracu, doamne, iartă-mă. Bă, te îngrozești când citești porcăriile alea, te îngrozești, eu spun că nu mai citesc. Te sperii când citești, vai, fascistul Trump, ne omoară Trump. Nu te omoară, mă, nene, Trump. Trump o să oprească niște porcării în gen transgenderismul, schimbarea de sex la adolescenți, imigrația clandestină, poate o să regleze conflictul dintre Rusia și Ucraina. Acolo va fi destul de dificil. Pentru, hai să spun o chestie, e pe surse, nu o luați, dragi prieteni, ca foarte sigură, dar după 2014, când a ocupat Crimea, Trump s-a întâlnit cu Putin sau a discutat cu Putin. Putin i-a explicat, domnule, Crimea este a lui, i-a arătat niște elemente istorice legate de apartenența Crimeei la Ucraina sau la Rusia. Trump i-ar fi dat, și da, te înțeleg, de ce ai vrut să-ți recuperezi Crimeea, dar să nu te atingi de România și de Polonia. Binomul de apărare al flancului estic. Și ulterior, atunci am luat-o cu circumspecție informația, dar ulterior, văzând cum se dezvoltă investițiile și dezvoltarea militară și a bazelor americane în cele două țări, parcă, treaba e că polonezii au luat-o înaintea noastră și
Cred că anul viitor va fi cea mai mare armată din Uniunea Europeană. Domnul Boris Nicolov, cu toată simpatia, oamenii au lideri. Oamenii aia știu când sunt aleși într-o funcție ce au de făcut. Băi, ei nu vin pentru portofelul propriu înainte de toate. La noi, și nici pentru lux. Păi la noi luxul și portofelul și prietenii noștri să fie în funcție, să o ducă bine. Nu contează că la moare de foame. Vezi tu, și Polonia au un suveranism în interiorul Uniunii Europene și despre subiectul ăsta aș vrea să discutăm un pic. Despre ce înseamnă cu adevărat suveranism, nu numai extremism. Da, domnule, o să discutăm și despre suveranism. Despre sunt oameni care au pus interesul Poloniei în prim plan, fără să le deranjeze sau în momentul în care s-au simțit deranjați, s-au împotrivit unor decizii ale Uniunii Europene. Da, cum să zic, au avut câștig de cauză la ei, dacă au zice că e ceva, să bagă pe sub masă. Tu nu ai niște lideri. Ăsta au Trump, cum îl înjură, Trump, cum îi zice un reputat jurnalist și gazetar, că nu sunt la talia dânsului, toată simpatia. Trump ăsta... Care e la Pleșuvu? Da. Trump, domne, Trump a reușit să strângă niște oameni de conjunctură, să facă, nu, să... A avut oameni de casă, nu uită. Băi, sunt oameni pregătiți. Doamna de gheață. Păi, doamna de gheață, Willis. Da. Păi? De cine mi-e teamă? Sincer, nu mi-e teamă de Trump. Da? De Elon Musk. O, da, Elon Musk are niște, niște lucruri. Vom vedea. Vom trăi și vom vedea. Deci, până la viitor, discutăm un pic despre suveranism și poate și despre propaganda rusă versus propaganda românească. O, da, sunt subiecte plăcute mie. Ok. Mersi, atât pentru astăzi. Mulțumesc. Pe săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare. Dragi prieteni, fiți buni.